Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CĂTĂ pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, mi-am venit și astăzi la un nou episod de FIFA 23. Cred că e fără pack opening, deși am un player pick cu campaign țapă bag, în care sper să fie ceva interesant, dar foarte important dacă vă place seria. Și nu uitați să clădiți pe butonul de like, e foarte important să vă abonați. Și legendar de important dacă n-ați făcut-o deja. Îmi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă. Folosiți codul de reducere, CĂTĂXPGG, pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, reducere în momentul ăsta, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins. Pe fifacoin.com folosim codul de reducere, CĂTĂ, linkul aveți în descriere și noua promoție, domnilor footballers, care din ce am înțeles nu vine cu jucători în pachete, posibil să fi greșit, asta am văzut la leakeri, și cu jucători la SBC-uri, la vrăjeli și evoluează în funcție de ce faci tu, nu știu ce challenge-uri și avioane. Bă, sună bine, sună rău. Trebuie să mă joc, ești nebun, mai mult FIFA. Primul ar fi Diaz. Score a finesse goal in 5 separate matches using footballers. Squad battles. Ok, dacă bagă chestia asta cu squad battles și nu mă obligă să înscriu golurile la un mod din ăsta versus player, e ok. Dacă trebuie să mă joc versus player, ui, o raznă, e bună. O să fie ultra mega tryhard. La unii ne scrie chestia asta. Deci playstyle. Ăsta e pentru nenia. Ia vezi mă cât ți-ți dă, ești nebun. Păi și stai mă, scoră finesse. Aaa, deci baci finesse și ți-l dă pe scârțarul ăsta și după aia, după ce completezi pe toți ăștia. Ederson. Ok. Nice. O să văd. Nu pot să văd jucătorul. Și după aia ți-l dă pe Mason Mount. Și un pachet de 80 plus. Bă, interesant până aici. Cum am zis, dacă poți să dai la... Cum e cel asta, nu la Rivals. La Squad Battles, merge. Ceva la Milestones. Ok, nimic interesant. Și hai să ne uităm la SBC-uri. Că nu cred că băga ceva în pachet. Deci de ce îl fac pe ăsta? Cu ăsta încep treaba, cred. De fapt, da, cu ăsta încep treaba și după aia mi-l dă pe la alt Diaz. Combinații grele, domnilor. Bă, Cruyff! Holy shit, dar nu-i Prime. Sau-i Prime, mă? Nu-i Prime. Ok, o băgat ai că n-aici bun. Interesant. Ia să ce mai avem la live. Deci Luis Diaz, 83 vrăjel din astea. 82x20. Meee. Ok. Hai mă, fix după ce l-am făcut, nu te cred. După ce am făcut un din ăsta, au băgat alt din ăsta. Și ăsta e cu Once to Watch, OOP, nu mai știu ce era, cred că Out of Position, Winter Wild Cards, tot e Honorable Mention, or Fantasy Foot Player Rated. Fantasy Foot? Am o Fantasy. Am uitat domnilor de promoție. Ok, interesant, deci o să vină o grămadă de SBC-uri din astea. Na bun, și hai să deschidem și pachetele astea mai pârliozaure, că n-are niciun sens să deschid pachetele grele în ideea în care nu există jucători în pachete speciali. Vă dați seama că o să dea numai lemnării de foc. Haide! Cum ar fi acum să plouă cu walkout-uri? Plouă, dacă e. CM Bețencur. E chiar ce îmi doream în această zi minunată de vineri, da? Asta este, ce să faci. Mai împlântă, domnilor. Bețele astea. Jumbo Premium vrăjală. Small Gold Players Pack. Deschid-mă pachetele astea așa mai ciorap. Am rămas fără resurse și un alta. Oho, Nuno Mendes. Parcă era Foot Fantasy. Nu Foot Fantasy, nu era Foot Fantasy, era Road to the Final. Road to the Final era, mă, nici mai știu ce card avea ăsta, pușca și curaua alată. Era un card de două feluri. Ia mă, stai că avem și promo pack. 10 coin pack. Ui. Sacrificii pentru acest episod, sacrificii mari. Ia vezi mă, minim board, ok. Un 10 coin pack. 85. A, nu, 84. Nu trebuie să fie 85 ăsta. E bun, totic. Bine ați venit la club, domnilor. Abia aștept să vă bag la SBC. Asta să ne mai uităm ce pachete mai avem speciale pe la... Ohoho! R9 Prime. Preview pack. Vine, tati. Vine, ești
fi bun la AK. Dacă noi deschidem că vreo 200 de FIFA-uri de aici încolo, noi la un... Ce un R9? Un Icon, dacă o fi să pice. Bun, Provision Pack, New Year Review. Opa, New Year Review, astea s-ar putea să sune bine. Doi jucători garantat, From Winter Wild, Cards Lemne de Foc, nu știu ce, cât îți valabile astea. 2023. Premium New Year Review Pack, iau-s. 30 de jucători cu doi garantați din Winter Wild, dar Lemne de Foc. Atât, astea-s? Bă, ăsta n-arată rău, sincer să fiu. 30 de jucători rari, minim 81. Parcă mă tentează așa o leacă, dar să vedem, poate ne băgăm cu FIFA Points la un moment dat. O să calculăm bine situația și vedem. Deci parcă mai bine ar intra niște pizza decât FIFA Points pe FIFA, dar na, ce să faci. Vom vedea. Mario Hermoso. Bune carduri. Cătinos dubluri. Banghili, șbanghili. Chelsea, nice. Mi-a costat ceva Chelsea-ul. Costă pe naiba. Ciuchelu. Nici ăsta. Ăsta e cu X-ul. Aia e. Aia tot. Electrum Players. Fuck. Minim board. Hai că merge. Dacă e Spania deja știm. 83 rating. Cred că sunt 2000 de jucători cu 83 rating la spanioli. Minia Saco. Mă tot gândesc acum dacă merită să mă bag să fac Icon Pack pentru săptămâna viitoare sau să mă bag la pachetele astea cu 82 vrăjeli și alte lemne. Meee, Silvăreanu. Hai departe. De Frutos. E fructarul ăsta, domnilor. Bun. Am ceva pachet din ăsta ultra pârlit. Am pregătit niște din astea, bă, de aici o să mă aștept la chestii grele la fotbal de domnilor. De asta le și fac. O să fac toate pachetele astea mai barosane. Ia, Premium Mixed Players Pack. Opa, Team of the Week. Striker, nu știu cine e din Team of the Week. Openda, bă, ăsta s-ar putea să fie interesant, că am văzut că are și dribbling bun și viteză blană. Chiar dacă e 3-3. Nu știu dacă e vreun preț din ăsta ultra intergalactic. Dacă a super sub nici n-ar fi rău. Ok, 40.000. O să mă uit să văd cât costă 1.87 în mod normal. High cu low. Deci cardul ăsta ca super sub, dacă mi l-ar da la red pick, vezi că n-ar fi rău. Uite, 99 jumping, 99 handling accuracy, agility și balance bun. Viteză maximă. Vă scuze dacă se simte viteza in-game chiar la maxim. Sau e vrăjeală și la asta cum se simte la Mbappe. Câteodată aleargă, câteodată zici că e direct rățoi. Bun. Mixed Players Pack. Astea cu un rar garantiu. Nu, n-am rău să zic ce credeam că-i. David Alba. Ever cu Alaba. Ok. Brânzia. Oide. Cabot. Ever cu Alaba și fiul lui Jordi Alba. Am zis-o la Pleznia, nu știu dacă e fiul lui Jordi Alba. Trei rare. Hai, astea două cu trei rare și salpa. Ne băgăm la player pick. Ok, curul gol. Nici n-are rost să-mi bate în capul. Ne agosăm și toți băieții. Și ultimul pachet Ozini. Premium Mix Players Pack. Ok. Da, da. Zucchini. În spatele lui R9 Moment. Cu o parcat. Bun. Da, cam astea au fost pachetele. N-are sens să mă bag și în celelalte. O să mai fac pachete pentru chestia asta cu Foot Birthday și vedem ce o să fie, domnilor. Bun, și asta e echipamentul de față. Evident, cred că la mijloc în continuare suferă echipa. Deci, un Nenea Goretzka ar fi absolut bestial dacă mi-ar da din player pick-ul ăsta. Nu mai știu ce jucători. Poate și Alaba în defensivă, deși nu cred că l-aș putea integra tare ușor. Dar să vedem ce va pica. Lăsați și voi în comentariu, domnilor, ce ați primit din pachetul player pick-ul ăsta de fapt. Și ce SBC-uri aveți de gând să faceți. Mai ales clubași pe Nea Craif.
Parcă m-ar tenta și pe mine o leac. Ia să vedem. Hai, Totiche. Te rog, Ungorețcă. Să am și un jucător din ăsta. Road to the Final, ceva? Nu mai știu exact. Cred că e Road to the Final. 1, 2, 3, Spanac, avion, mașină, Toporean. Hai, Toti. No, păi bine, Totiche, ce să zic. Data trecută am la Vardy de 88 rating, acum iau Miranda de 88 rating, pe care îl bag finul la SBC. Salam și cu aia era. No, fain e că ar duce să zic, bun, păi chiar bun ăsta. Foarte bun, sincer. Foarte bun acest player pick. Oho, dai 100 și va de mii pe un jucător de 50 de mii. Mie mi se pare super deal. Ce să zic. Și având în vedere că mi se pare destul de ieftin ăsta cu 85 plus mixed campaign vrăjală, m-am decis să-l fac și pe ăsta. Unde ce să vezi? Ce să vezi, domnule? A venit nenea Miranda. S-a oferit el, a zis, bă, am venit la club să te ajut să îți aduc un jucător ultra mega top din promoțiile, din pachetul ăsta, ești bun la cap. Ai plecat, nenea Miranda, acum ai venit, salutare, pa, te-ai dus. Vezi, a fost util și ăsta. Am dat 100 și din pe celălalt campaign bag ca să-l fac pe ăsta. Let's go. Bun. Hai zi, domnilor. Ai pack ăsta, mă, nu-i pick. No, hai că nu mi-am dat singur cu șpițul un O. Am crezut că e pick, ești nebun la cap. Deci ce poate să pice? Once to watch, ok. O, pă, nu mai știu ce jucători erau pe acolo. Winter Wild Cards. Îmi vine în minte Varan și cam atât. La toti honorable mention, nu mai știu. Și Foot Fantasy, acolo ar fi ceva variante destul de bunicele. 85 plus, hai să vedem, domnilor. Abar n-am cât costă ăsta. Dar fiind un squad de 82 și 83, nu-i chiar groaznic. Să vedem. Ce va fi, domnilor? Haide, am calculat deja șansele, m-am umflat. Unde-i? 85 plus Mixed Campaign Pack. Nu uitați, domnilor, dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com folosim codul de reducere CATA. Ultra Mega Toporeanu. Haide, ceva șmecher. Ok, once to OP de ăsta. Lămă. Bă, de câte ori îl mai prind pe amărâtul ăsta? A doua oară când prin cardul ăsta putregai total. Bă, du-te. Ok. Fred și Barney. Data trecută mi-am luat și țapă totală, că am crezut că e varianta Centurion, care era utilizabilă. Putregaiul ăsta ești nebun, care costă 30.000. Exact cât un card de 87. Forță! Da! Poate chiar și mai bune chestii campaign-urile astea. Aparent țapă după țapă. Dar aia, ce să faci, n-ai ce să faci. Cam asta a fost. Mersi mai de vizionare. Nu uitați să folosiți codul de reducere către XPG pe PC Garaj, reducem în ăsta. Și bineînțeles, dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com și ne auzim mâine la un live corect unde o să ne distrăm absolut total și legendar. Aveți o seară super faină în continuare, weekend demențial. Salutare, salutare!